Ajunsă pe locul 12 în clasamentul seriei A5-a din cadrul Ligii A3-a la fotbal, echipa clubului sportiv FC Zalău nu își poate îmbunătăți poziția în clasament după disputarea meciurilor din cadrul rundei a 18-a, chiar dacă se va impune în partida pe care o va disputa pe propriul teren în compania echipei CS Unirea Dej. FC Zalău nu a avut parte de un parcurs prea bun în prima parte a campionatului și chiar s-a pus problema retragerii din campionat la finalul turului de campionat din cauza lipsei banilor. În cele din urmă, autoritățile locale au venit în sprijinul echipei și au alocat fondurile necesare pentru supraviețuirea acesteia în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării, astfel că Sălajul va rămâne reprezentat de FC Zalău în eșaloanele superioare. Odată cu soluționarea principalei probleme, lipsa susținerii financiare, FC Zalău a început construcția echipei în vederea formării unui grup competitiv cu care să abordeze viitoarea ediție de campionat mult mai îndrăzneț, iar în primul joc al returului, zălăuanii au obținut o victorie importantă, scor 1-0 pe teren propriu, în fața echipei Avântul Reghin. Din păcate pentru elevii lui Constantin Olariu și Cristian Oros, victoria nu a fost dublată cu un succes în deplasare și FC Zalău a pierdut în runda următoare, scor 0-2 pe terenul echipei AFC Odorheiul Secuiesc, după care au revenit cu victorie în jocul de pe teren propriu, câștigat cu scorul de 2-1 în fața echipei AS Fotbal Comuna Recea. FC Zalău nu a găsit însă drumul spre prima victorie a sezonului în deplasare nici în urmă cu o săptămână și s-a întors învinsă din județul Cluj, după ce a pierdut cu 2-0 pe terenul echipei Unirea Jucu. Cu două victorii din tot atâtea partide disputate în acest an pe teren propriu, zălăuanii vor să continue pe aceeași linie seria jocurilor disputate în fața propriilor suporteri și abordează la victorie partida pe care o vor disputa mâine de la ora 17 pe stadionul municipal din Zalău, în compania echipei CS Unirea Dej, grupare aflată pe locul 10 în clasamentul seriei A5-a cu 19 puncte. Etapa a 18-a mai programează sâmbătă alte 5 partide: CSM Sighetul Marmației, Sănătatea Cluj, CS Iernut, AFK Csíkszereda, Miercurea Ciuc, ACS Industria Galda, CS Luceafărul Oradea, CSM Avântul Reghin, CS Unirea Jucu, AFC Odorheiul Secuiesc, ACS Fotbal Comuna Recea. Duelul dintre CS Oșorhei și CS Luceafărul Bălan nu se dispută, deoarece echipa din Bălan s-a retras din campionat înainte de startul returului și pierde toate partidele la Masa Verde cu scorul de 3-0.